Mâine, începând cu ora 19, la intersecția străzii Revoluției din 22 decembrie 1989 cu bulevardul Regina Elisabeta, veți putea afla povestea fascinantă a lui Armenag Manisalian. Primăria municipiului Constanța, împreună cu Uniunea Armenilor din România, filiala Constanța și comunitatea Elena Elpis, vă invită să descoperiți oameni de poveste care au marcat orașul de la Malul Mării. El a fost un mare comerciant, exportator de cereale și liderul Uniunii Armenilor din România la începutul anilor 1900. Povestea lui va fi spusă de vicepreședintele Ordinului Arhitecților din Constanța, domnul Radu Cornescu. Întâlnirea va avea loc chiar în locul în care, acum mai bine de 100 de ani, omul de afaceri Armenag Manisalian construia Palatul Manisalian de pe bulevardul Regina Elisabeta. Clădirea, o adevărată capodoperă arhitecturală, a fost distrusă în timpul bombardamentelor din timpul celui de-al doilea război mondial. Pe locul ei a fost construit blocul SNC, unde mâine se vor depăna amintiri despre trecut.